pentru oricare producător care pretinde a fi că produce ecologic, adică este necesar să facă trei pași. Primul pas necesar este ca să fie înregistrat la Ministerul Agriculturii în calitate de agent economic în domeniul agriculturii ecologice, unde el îndeplinește o fișă specială prin care menționează cu ce se ocupă, că, registrul parcelilor și toate acestea, adică sunt luate la evidența Ministerului Agriculturii, se contrasemnează de președintele grupului de lucru, adică viceministrul, caz de față. Apoi, pasul 2 este să-și aleagă unul din acele organisme de inspecție și certificare cu care el încheie contract pentru colaborare și întreprinderea inspecțiilor într-o demonstrare și emiterea sau obținerea certificatului de produs ecologic. Ciclul sau de obținerea unui certificat ecologic este împărțit în două perioade de conversiune pentru produsele de origine vegetală anuale, adică 2 ani de zile, și produsele de origine vegetală de multianuale, 3 ani de zile. Adică la sfârșitul perioadei, de la momentul de încheiere contractului cu organismul de inspecție și certificare până la obținerea certificatului ecologic, adică este la finele perioadei de conversiune. Adică la anul finele anului 2, începutul anului 3 este un certificat pentru produsele anuale, cereale și celelalte, și la multianuale, la sfârșitul anului 3, începutul anului 4, certificatul se eliberează. Totodată, anual, pentru anul de vegetație, adică sunt eliberate certificate de conformitate prin care se demonstrează, organismul de inspecție demonstrează tuturor care au necesitatea sau vor să fie convinși despre originea și veridicitatea produsului, certificat de conformitate anul 1 de conversie, certificat de conformitate anul 2 de conversie, așa până la terminarea perioadei de conversiune și eliberarea certificatului pe produs ecologic.